2021 este probabil anul cel mai bun pentru a-ți achiziționa un laptop. Motivele sunt multiple, dar pe scurt, laptopurile de anul acesta vin cu procesoare noi de la AMD și Intel, dar și cu plăci video de nouă generație de la Nvidia sau AMD. Asta nu se întâmplă atât de des pe cât ai crede și poți vedea PC-uri cu procesoare noi, dar cu plăci video care deja sunt în urmă cu o generație sau invers. Un al doilea motiv este faptul că nu a fost niciodată mai scump să-ți faci un desktop din cauza deficitului de semiconductoare sau din cau cauza mineritului de criptomonede, care au dus ca prețul componentelor să fie foarte ridicat. Salut! Eu sunt Florin și acesta este review-ul pentru Lenovo Legion 5 Pro, un laptop care cred că va fi recomandarea mea pentru 2021. Ca să afli de ce, urmărește clipul până la final. Și bineînțeles, dacă îți place, spune-ne și nouă cu un like și cu o abonare pe canal. În trecut am apreciat laptopurile de gaming Lenovo Legion, deoarece aveau un look cât se poate de minimalist, ca pentru un gamer sub acoperire așa. Însă probabil pentru Lenovo, brandingul era prea subtil, așa că pentru ediția de anul acesta, pe Legion 5 Pro au readus acel Y mare pe spate. Not great, not terrible. În rest, se respectă liniile impuse din anii trecuți. Culoarea este grimat, majoritatea porturilor sunt pe spate, pentru un aspect mai curat. Fante pentru ventilație pe spate și pe laterale și un capac solid care se deschide cu o singură mână. Apoi vedem o tastatură cu taste late, un trackpad mare și butonul de pornire sub ecran. Display-ul de anul acesta este unul mai mare de 16 inch, marginile laterale și cea de sus sunt destul de subțiri și nici cea de jos nu este prea mare. Suficient de lată pentru imprimarea denumirii Legion. Apropo de display, acesta este probabil preferatul meu dintre toate pe care le-am văzut pe laptopurile din ultimii ani. Este un IPS de 16 inch cu rezoluție Quad HD, adică 2500 pe 1600 de pixel și are o rată de refresh de 165 de Hz. Mai mult, luminozitatea urcă până până la 500 de nits, mai mult decât clasicul de 300 de nits văzut pe majoritatea laptopurilor de gaming și are și un strat anti-glare pentru eliminarea reflexiilor. Eu am folosit la terasă și experiența a fost una destul de bună, însă doar cu luminozitatea la maximum. Experiența de utilizare a display-ului este una bună. Cum ziceam, avem o luminozitate foarte bună pentru utilizarea la interior și decentă pentru exterior. În plus, avem unghiuri bune de vizualizare datorită faptului că este un panou IPS și datorită acelui strat anti -glare care elimină reflexiile. Acuratețea culorilor este una bună și vine cu X-Rite preinstalat și trei profiluri de calibrare, sRGB, REC709 și Standard. Este foarte bun pentru jocuri și consum media și cred că va fi în regulă și pentru editare foto sau video dacă nu faci colorizare foarte avansată. Pentru că vorbim de un ecran mai înalt, avem și mai mult spațiu pe verticală și asta înseamnă că pot încăpea mai multe informații pe ecran, deci mai puțin scrolling. Este ok pentru jocuri sau multitasking, dar nu grozav pentru filme. Cum majoritatea filmelor sunt în format de 16 pe 9 vei avea două bare negre sus și jos atunci când te uiți la filme. Același lucru ar putea fi valabil și pentru jocuri dacă nu au suport nativ pentru rezoluția 2500 pe 1600 de pixel. Totuși, jocurile testate de mine pe Legion 5 Pro au avut acest suport. Pe partea stângă avem un port USB-C și o mufă de căști, pe partea dreaptă un port USB 3.2 și un slider pentru camera web care dezactivează camera. Deci nu mai trebuie să mai lipești ceva pe ea. O soluție elegantă. Mai departe, în partea din spate avem portul de încărcare, 3 porturi USB 3.2, un port HDMI și un port Ethernet. O conectivitate bună însă este de menționat lipsa unui port DisplayPort sau a unui cititor de carduri. Lenovo Legion 5 Pro este un laptop solid, rezistent și realizat din materiale de calitate. Acest model cântărește 2,5 kg, ceea ce este decent pentru un asemenea model. Să nu uităm însă de care este uriaș. Are o putere de 300W și cântărește 1 kg. Mi se pare puțin overkill și nu știu dacă era neapărat nevoie de el pentru un laptop cu asemenea componente. Tastatura este iluminată monocrom pe acest model, însă există și o versiune RGB. Per total, îmi place acest look pentru un laptop de gaming. Acum să vedem ce se află la interior și cum se descurcă în jocuri. Acest model are un procesor Ryzen 7 5800H cu 8 nuclee și 16 fire de execuție, ce are o frecvență de bază de 3.2 GHz și un abus de 4.4 GHz. Aceasta este însoțit de o placă video Nvidia RTX 3070 cu 8 GB memorie virtuală și de 16 GB memorie RAM. Suportă până la 32 GB memorie RAM și de un SSD Samsung de 1 TB. Există posibilitatea adăugării unui alt SSD M2. Deci îl poți upgrada și pe viitor. Un pachet suficient de bun pentru orice joc de pe piață din acest moment și suficient de capabil pentru editare video sau randare grafică. Ca să vă faceți o idee despre cum se comportă în jocuri, am testat următoarele titluri: Apex Legends, Doom, Control și Cyberpunk 2077. Toate testele au fost realizate cu laptopul conectat la priză și în modul performance. Atât în Doom, cât și în Apex Legends, am obținut fără probleme peste 160 de FPS cu diferite opțiuni grafice. Iar în Doom am experimentat și cu ray tracing și DLS și pe ecran puteți vedea rezultatele. Deci acest laptop este suficient de performant pentru a rula shooterele competitive la peste 160 de FPS pentru ca tu să te bucuri de acea rată de refresh de 165. De mai departe, în jocuri unde nu contează atât de mult frame rate-ul și vrei un aspect grafic ridicat, poți obține 60 de cadre pe secundă constant pe setări grafice ridicate, fără ray tracing și DLSS, dar și cu ray tracing și cu DLSS. Am realizat și mai multe teste sintetice cu 3D Mark și PC Mark și rezultatele sunt foarte bune. De asemenea, am lucrat în Adobe Premiere Pro cu clipuri 4K și full HD și nu am întâmpinat probleme. Un alt lucru care mi-a plăcut este faptul că nici în jocuri și nici în testele sintetice, procesorul și nici placa video nu s-au supraîncălzit. De exemplu, în stres testul realizat cu 3DMark, temperatura procesorului nu a depășit 83 de grade Celsius, iar cea a plăcii video 80 de grade. De asemenea, în realitate, asta se traduce în zone călduțe unde ții în mod normal degetele am sesizat o zonă fierbinte doar în partea de sub ecran și deasupra tastaturii, unde oricum nu prea ai ce face cu mâinile. De asemenea, mi-a plăcut faptul că ventilatoarele nu sunt extraordinar dezgomotoase. Am văzut valori între 50 și 55 de decibele, ceea ce este ok având în vedere răcirea produsă și faptul că alte laptopuri de la Asus sau MSI ajung lejer la 60 de decibeli, în modul de răcire cel mai agresiv. Poate părea o diferență mică, însă să nu uităm că o diferență de 5-6 decibel este o creștere sesizabilă în ceea ce privește senzația zgomotului perceput. Un alt lucru pe care l-am testat a fost viteza de scriere și de citire a SSD-ului incorporat și am fost surprins să aflu că e unul foarte bun cu viteze de scriere de 2,6 gb pe secundă și de citire de 3,1 gb pe secundă. Iar la 1 este destul de încăpător. Înainte de punctele pro și contra pentru acest laptop și de concluzie, trebuie să vă povestesc despre experiența de utilizare și despre autonomie. La fel ca și în trecut, îmi place această tastatură Lenovo, este una cu o cursă bună a tastei, ce oferă experiență de scris satisfăcătoare. Tastele sunt late și moi și plăcute la atingere. Este o tastatură aerisită, ai funcții speciale, control media, numpad și chiar și taste direcționale mari. Pentru mine a fost nevoie de o perioadă mică de acomodare, deoarece layout-ul este puțin mai la stânga decât cel cu care eram obișnuit însă nu este o problemă mare. Ce ar putea fi o problemă în schimb este trackpadul uriaș de sub tastatură. Este excelent, funcționează bine și este precis, însă este mutat mai în stânga decât în mod normal, iar asta face ca o bună parte din palma mâinii stângi să-l atingă. Sigur, trackpad are un soft destul de bun pentru a respinge atingerile accidentale, însă vor mai apărea și atingeri accidentale din cauza plasamentului trackpad -ului. În plus, de multe ori am apăsat right click în loc de left click pentru că nu eram obișnuit să duc mâna atât de mult în stânga. În ceea ce privește autonomia, fiind un laptop de gaming, să nu te aștepți prea multe. Iar eu am obținut în jur de 2 ore de utilizare cu luminositatea la maximum, rata de refresh de 165 de Hz, cu modul hibrid dezactivat și cu un regim de muncă de browsing și editare de texte. Dacă treci pe modul hibrid în care este folosit procesorul grafic integrat, scazi rata de refresh și luminozitatea, atunci vei mai stoarce câteva ore din bateria mare de 80W. Vestea bună este că are rapid charge și am obținut 45% în 20 de minute de încărcare. Sunetul redat de cele două difuzoare amplasate în partea de dedesubt este unul de calitate și bun pentru gaming sau filme. Surprinzător, volumul difuzoarelor este unul ridicat. Lenovo Legion 5 Pro are un preț de 8.000 de lei. Versiunea cu RTX 3060, dar nu mai este pe stoc. Versiunea cu 3070 nu am găsit-o în magazine de la noi. Înainte de concluzie, să vedem care sunt punctele pro și contra pentru acest laptop. Puncte pro. Bun pentru toate jocurile actuale. Display Quad HD la 165Hz. Tastatură. Sunetul. Răcire bună. Încărcare rapidă. Puncte contra. Amplasamentul trackpadului Poate fi greu de transportat cu încărcătorul uriaș. Nu are porturi Thunderbolt. Revenind la titlul acestui review, Lenovo Legion 5 Pro este recomandarea mea pentru 2021. Deoarece reușește să ruleze bine jocurile momentului, are un ecran cu o rezoluție mare și o rată de refresh bună. Deci nu ești forțat să alegi între 4K la 60 Hz sau Full HD la 144, 240 sau 360 Hz. Deci ocupă o poziție de mijloc pentru gamerii care nu sunt interesați neapărat de un joc competitiv, dar vor beneficiile unei rate de refresh ridicate. Îmi place că nu e fierbinte și nici gomotos, iar punctele contra sunt minore. Folosești un mouse și ai rezolvat problema cu trackpad-ul. Și dacă nu ai de gând să îl transporti prea des, atunci nu mai contează că pachetul cântărește 3,5 kg. Ar fi fost grozav dacă aveam și un cititor de carduri și portul USB-C Thunderbolt. Dar nu este sfârșitul lumii. Nu este cel mai performant laptop de pe piață, dar nici exorbitant de scump. Acestea fiind zise, dacă îl găsiți pe stoc, cumpărați-l. Eu sunt Florin, acesta a fost review-ul meu pentru Lenovo Legion 5 Pro și dacă ți-a plăcut, abonează-te pe canal și lasă un like. Pe data viitoare!